După câțiva ani de promisiuni și așteptări, administrația locală din Pașcani a anunțat că a încheiat contractul pentru realizarea studiilor și proiectelor necesare amenajării lacului Peștișorul și că a avut loc o primă întâlnire cu echipele de specialiști. Documentul a fost semnat în cursul zilei de miercuri, 25 ianuarie, cu un consorțiu de firme, desemnat câștigător în urma selecției de oferte. Valoarea contractului este de 250.000 de lei fără TVA, iar pentru acești bani, proiectanții trebuie să prezinte în maxim 45 de zile, un studiu de fezabilitate cu două variante de lucru, apoi proiectul tehnic pentru soluția care va fi stabilită și votată de legislativul local. Că am reușit să semnăm contractul de proiectare, faza SF și faza de proiect tehnic pentru obiectivul lacul Peștișorul. Este un obiectiv pe care pașcănenii îl așteaptă de mult ca să fie implementat. Am început, am făcut primul pas, dat fiind problemele multiple pe care le avem la compartimentele de investiții și achiziții din lipsă de personal, faptul că am reușit să achiziționăm, am semnat contractul ieri, este o reușită, alții nici până aici n-au ajuns. Așa că noi ne dorim în perioada următoare, în cele, să zicem, 6-7 luni de zile, să terminăm cu toată partea de documentație. Sper că nu vor fi probleme pe obținuta vize de la autoritățile statului. Și în această toamnă, în această iarnă să facem achiziția pentru lucrări. Deocamdată ar urma să fie amenajată doar zona care până nu de mult a fost acoperită cu apă. Reprezentanții primăriei doresc să fie consolidate malurile, să fie amenajată o perdea de copaci pe partea cu strada gării și o pistă de biciclete pe malul lacului, precum și un ponton pentru bărci și hidrobiciclete. De asemenea, insulița ar urma să fie lărgită, după care să fie concesionată pentru amenajarea unui restaurant sau locații pentru evenimente. Deocamdată nu se știe de câți bani va fi nevoie pentru realizarea investiției. Primarul a precizat în cadrul conferinței săptămânale de presă că lucrările ar urma să fie făcute anul viitor, după organizarea unei licitații, cu bani din bugetul local, în măsura fondurilor disponibile. Edilul a mai spus că lucrările nu se vor opri la zona de Iaz și fostul ștrand și că ar urma să fie făcut încă un proiect pentru amenajarea parcului, dar care să fie realizat din fonduri europene în următorii ani. Bineînțeles, obiectivul este mare, vom avea nevoie de buget, o să vedem din proiectare la ce sume vom ajunge și ceea ce putem să facem, bineînțeles, din bugetul local. Legat de obiectivul Peștișorul acolo, nu vrem să ne oprim doar la zona de Iaz și de, să zicem, fostul ștrand. Vrem să reamenajăm tot parcul municipal, să facem un punct de atracție pentru această zonă și încercăm în perioada următoare, pe prioritatea 7 din banii europeni prin Agenția de Dezvoltare Nord-Est, să punem un proiect și în așa fel încât, eu știu, peste 3-4 ani de zile, să zicem, toată zona să fie reabilitată. Menționăm că la sfârșitul anului 2020, legislativul pășcănean a aprobat cu greu un proiect de hotărâre pentru realizarea unui studiu de fezabilitate cu scopul amenajării lacului Peștișorul. Proiectul a fost inițiat de consilierul PMP Sorin Olariu și a fost votat doar de consilierii PSD, PMP și unul de la ProRomânia. La acea vreme, primarul pășcănean a spus că își dorește un proiect mai amplu de amenajare a întregii zone din fonduri europene. De atunci și până la sfârșitul anului trecut, când a fost demarată licitația pentru proiectare, nu s-a făcut nimic în acest sens. De-a lungul timpului au mai fost discuții pe această temă. În anul 2018, consilierii liberali au propus două proiecte, unul pentru reabilitarea luciului de apă și a insuliței, altul pentru înființarea unui patinoar pentru role pe timp de vară și a unui patinoar pe timp de iarnă, în locul fostului bazin de not. Proiectele au fost respinse din aceleași motive, lipsă de bani. De asemenea, fostul viceprimar Vasile Axinte a solicitat concesionarea lacului unui investitor privat, dar cererea a rămas în analiză.